școală. Eu sper din tot sufletul că este școală primitoare, că noi așa ne place să credem și luptăm pentru treaba asta, împreună cu comunitatea română și cu toți cei care sunt alături de noi, cărora le mulțumim. Mulțumim din suflet oamenilor inspectoare care și-au făcut astăzi, deși e sâmbătă, să fie alături de noi. E frumos să avem, să mai poată și cineva din afară, că și noi muncim, că, slavă Domnului, muncim. Avem o colaborare frumoasă cu liceul sportiv Bacău, cu doamna Diana David și cu doamna Gabriela Săneanu, care vă mulțumim și le invit alături de mine. Haideți! Mai dați-mi și mie curie, că nu mai ajută, nu mi-e bună. Haideți! Eu vreau să mulțumesc tuturor atunci pe implicare, cadrelor didactice, colegilor mei. Avem toți consilieri puțini, unii și-au făcut prezența de dimineață și-au plecat. Unii dintre ei ne sprijină în continuare. Este, cred că... Și îmbrăca tradițională. E și cu ea tradițională. Aveți grijă. Da. N-aveți bine, o să avem data viitoare. O să ne facem un apel cu costumele populare ale elevilor, ca să, în caz să fim mai mari toți, dacă toți suntem. În continuare, o să dau voie colegilor să prezinte proiectul. Și mai apoi continuăm partea a doua. Deci, în ceva de mână, dacă da. Cu mare drag ascultam. Bună ziua! Meu este Diana David. Sunt consilier educativ la acel program sportiv din Bacău. Și sunt bucureancă, pe de altă parte. Prin urmare, misiunea mea aici este cumva dublă. Reprezint atât o instituție care are în derulare un proiect, cât și o bucățică din lumea satului în care locuiesc de ceva vreme aici, într-o comunitate pe care eu o găsesc extraordinară și într-o școală despre care am auzit foarte multe lucruri prin prisma faptului că și soțul meu este profesor aici. Dar nu numai. Noi suntem astăzi aici un grup de 15 elevi al liceului program sportiv și coordonatorii acestui proiect. Suntem, de fapt, niște mesageri, niște ambasadori, dacă vreți să spunem așa. Vrem să promovăm nu proiectul în sine, ci mesajul care se află în spatele acestui proiect, și anume să redescoperim România. Și așa cum îi spuneam și domnului de la Exclusiv TV, cum poți să redescoperi România mai bine decât la ea acasă? Adică lumea satului românesc care se luptă, cred că, să mai păstreze niște tradiții, așa cum sunt ele. Stă puțin la voi, frumos. Proiectul acesta, Viața la Pozitiv, este anul acesta la cea de-a 7-a ediție. O ediție la care am avut ocazia, prilejul și bucuria să colaborez la invitația doamnei laborant inginer Gabriela Căsăneanu, care este șef în ceea ce privește aducerea proiectelor în școală și aducerea de colaboratori în școală. Împreună cu dumnea ei am vrut să ducem mai departe ideea celor de la Colegiul Tehnic Independența din Sibiu de a face și altceva în mediul acesta școlar, altceva decât să transmitem niște informații și să-i pregătim pe ele pentru niște examene. Cred că cel mai important examen este cel al vieții, pe care ei îl dau pe tot parcursul existenței lor, începând de la vârstele cele mai mici. Aceștia sunt fondatorii proiectului, cărora li se adaugă în fiecare an alte și alte școli, la nivel național și internațional, pentru că din proiect fac parte și școli din Republica Moldova. Ideea acestui proiect este, așa cum menționam, de a scoate tinerii din mediul acela plictisitor al școlii, de a încerca să îi ajutăm să descopere ceea ce înseamnă viața, dincolo de cărți, dincolo de ore, dincolo de plictisul acela al școlii, ne place sau nu, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, și de asemenea să-i scoatem din rutina telefoanelor mobile și a jocurilor pe calculator, care par să pună stăpânire pe viețile lor. Și am avut bucuria astăzi să-mi văd elevii mei, de care sunt foarte mândră de fiecare dată, așa cum menționez pe pagina de Facebook a liceului, de câte ori am ocazia în ceea ce îi privește. Am văzut niște copii care s-au implicat încă de la început în tot felul de ateliere, chiar dacă nu s-au cunoscut cu ceilalți, chiar dacă poate au fost mai timizi, și lucrul ăsta mă bucură, pentru că asta înseamnă că unul din scopurile pe care le are acest proiect, cel puțin din punctul nostru de vedere, a fost atins. Stilul de viață pozitiv. Un stil de viață pozitiv în sensul acela al
unei vieți frumoase, să crească niște copii cu valori, în primul și în primul rând, care să poată să dea deoparte tot ceea ce vine negativ asupra lor. Toată conținare este să citesc. Misiunea pozitivă a noastră a fost să redescoperim România. Iar astăzi am găsit o bucățică din România, din satul Măgura, o România aici mai micuță. Să zic din două perspective. Din perspectiva lucrurilor care se întâmplă, am fost întâmpinați cu muzică populară, am fost întâmpinați cu ateliere de lucru, cu expoziții ale lucrurilor făcute de elevi și de profesori de aici. Și cu ocazia aceasta țin foarte mult să mulțumesc atât doamnei director care ne-a primit, domnului primar care s-a ocupat de organizare și colegilor dumneavoastră care ne-au vorbit astăzi cu brațele deschise și ne-au dat emoții așa, pentru că nu ne-am așteptat să găsim așa la un nivel înalt această activitate organizată de bine. De ce am vrut să prezint acest proiect? Un alt motiv este acela că s-ar putea poate la anul să vă treziți interesați de această oportunitate. Și cred că o colaborare pe termen lung este foarte binevenită. Nu sunt foarte multe lucruri de făcut, dar așa puține câte sunt, cred că au ocazia de a le scoate din mediul acela rutinat. Avem un grup al voluntarilor pozitiviști. Grupul de voluntari a pornit la 10, așa este minimul, dar noi am adunat tot timpul în jurul activităților noastre tot felul de elevi dornici să își depășească această condiție de sportiv de performanță care nu are timp și de alte lucruri, sau de elevi care sunt prinși cu învățatul pentru examene și iarăși nu au timp să facă astfel de lucruri. Există un grafic conform cărora se desfășoară aceste activități. Există o pagină, dacă te rog, să dai puțin, este o pagină de Facebook, acolo, că am pus-o puțin mai acolo, da? Unde noi trebuie să postăm aceste activități, să le facem publice, pentru că, de fapt, scopul macro al acestei activități este să trezim și comunitatea, nu numai la nivelul instituției, ci la nivelul întregii comunități. Există și un concurs pentru care noi nu știu dacă ne-am pregătit foarte serios, pentru că nu a fost vizat acest concurs. În funcție de activitățile la care participăm și de impactul pe care l-au aceste activități în comunitate, există niște criterii în urma cărora se realizează un punctaj și vor fi niște școli câștigătoare. Mulțumesc, poți să mergi. S-a tras la sorți. Iar noi am, din cele 13 sau 16, 16 misiuni, noi avem de îndeplinit 3 dintre ele. Prima este aceea de a ține un jurnal de întâmplări pozitive. Acest lucru înseamnă că trebuie să facem un fel de sondaj să vedem ce se întâmplă în jurul nostru în comunitate, atât în oraș, în Macău, dar nu numai. Lucruri bune, lucruri pozitive. Și de aceea, cu ocazia aceasta, dacă puteți să ne oferiți și alte lucruri pozitive care s-au întâmplat aici, noi le putem trece în jurnalul nostru și să le facem apoi cunoscute în felii comunități. Misiunea 11 este, de fapt, motivul principal pentru care ne aflăm aici. N-am știut cum să o punem în practică și de la o idee simplă să stricăm o întrebare. Știți cum e că dacă știi pe cine să întrebi și găsești persoana potrivită, o idee poate să devină un lucru foarte frumos. Și noi am fost norocoși că ne-am potrivit, să zicem așa, cu la școala Emil Mărescu. Cred că am atins foarte multe lucruri din aceste aspecte prinse în această misiune. Iar ultima, pe care o vom desfășura și probabil dacă veți avea disponibilitatea, vă putem invita noi la școala noastră, o bibliotecă vie în școală, cu personalități nu neapărat numai culturale sau politice sau sportive, orice om care poate să împărtășească din experiențele de viață și valorile pozitive. Aceștia sunt elevii noștri de la care au pornit ideea activităților, dar mi s-au alăturat pe parcurs și alții. Aceasta este pagina de Facebook creată special pentru acest proiect și unde vor avea loc interacțiunile și postările noastre. Ce beneficii? Cum i-am convins noi pe elevi să participe? Deși unii dintre ei nu au trebuit convinși, că ei vin oricum. Ori le sunt dragi profesori care invită, ori pur și simplu le place să se implice foarte mult în alte activități. În primul și în primul rând este acest schimb de experiență care este, din punctul meu de vedere, neprețuit. Cred că aici ați văzut o serie de lucruri cu care nu vă întâlniți în fiecare zi, nu? Pentru că la colțul blocului nu există nici expoziții de măști tradiționale sau de diverse materiale cusute manual și nici voia asta bună specifică mediului.
altfel de activități decât cele de la școală, care alungă din monotonia respectivă. Ei pot primi și o adeverință de voluntar, care poate să le folosească la dosarul personal mai în fond. Și evident, de ce ne legăm cel mai adesea este bursa aceea pe care ei o primesc pentru activitățile extracurriculare. Iată că este un motiv în plus pentru cei care mai au nevoie să fie convinși. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Încă o dată mulțumim gazdelor noastre că ne-au pregătit așa o surpriză frumoasă aici și sperăm ca activitățile să fie pe placul tuturor. Vom reveni cu impresiile pe un articol pe blogul școlii noastre. Mulțumim frumos! Deci, în vorba mea, sunt partea a doua și vă invităm din nou. Aici, deja, în sală de clasă și mai multe facilitate. Mulțumim!